Adrian are 29 de ani și încă stă cu părinții. Să se mute la casa lui pare, cel puțin în acest moment, o utopie. Nu am bani. Nu pot să vă economisești atât de mult încât să mai îți cumperi și un apartament. Mulți români amână în această perioadă să-și cumpere o locuință din cauza prețurilor care sunt în creștere de câteva luni. La nivel național, Brașovul înregistrează cele mai mari creșteri de preț la locuințe. La finalul lunii martie 2023, metrul pătrat al unei case sau al unui apartament costa în medie 1596 de euro, 1,5% mai mult față de februarie acestui an, dar și cu 6,4% mai mult față de martie 2022. În Cluj sunt în continuare cele mai scumpe apartamente, iar Bucureștiu ocupă locul 3 în acest clasament. Aceste scumpiri la locuințele noi, cel puțin, sunt puse pe seama prețurilor încă ridicate la materialele de construcții, al inflației și al faptului că de la începutul anului salariul minim din domeniu a crescut. Nu poți să ții pasul cu noua tehnologie, nu poți să ții pasul cu tot ce înseamnă un concept de locuire, având aceleași costuri și cheltuieli ca un ansamblu sau un bloc vechi. Comparativ cu anii anteriori, cel puțin înainte de pandemie, da, cum sunt mai puține proiecte de derulare. Ceea ce duce un pic la creșterea prețului. În acest an poate exista o ușoară scădere, dar cred că se va vedea cel mai mult în partea a doua a acestui an. Creditele nu reprezintă o soluție pentru cei care vor să devină proprietari. Cine câștiga acum un an 4.000 de lei putea să-și ia un credit nou acasă până la 86.000 de euro. Anul acesta, cu dobânzile de acum, se mai poate încadra doar la un credit de 53.000 de euro. Pentru cei care doresc să facă un credit, este o perioadă de așteptare. Ori să le mai crească veniturile, ori să mai strângă un avans mai mare, să aștepte să mai scadă prețurile, poate. Prețurile ridicate la locuințe fac ca cererea să scadă. În primele 3 luni ale acestui an s-au vândut cu aproape un sfert mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut.